Psalmul 2 Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte, șarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului Împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: Totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar acum, dar împărații, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă, tremurând dați-i cinste fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți câți se încred în el.